Hei, bine ați revenit pe canalul meu. Pentru astăzi fac în sfârșit mult promisul book haul pe care am zis că îl fac de o groază de timp. Sunt venită de mai bine de o lună acasă și v-am tot arătat pe Instagram și v-am mai zis într-un clip că am cumpărat foarte multe cărți. Acum că stau să mă uit la ele, nu sunt chiar de multe cărți, de obicei paguba e mai mare, dar astea sunt ultimele cărți pe care am zis că o să le cumpăr în 2017, adică până la anul nu mai dau banii pe nicio carte, sper. Majoritatea cărților pe care le-am cumpărat aici, le-am cumpărat din cauza copertei, pentru că mi-am rupt coperta. Sincer, aici sunt cărți pe care le-am văzut peste tot pe Instagram, pe Facebook, la o groază de alte persoane și, sincer, nu prea m-am interesat despre ce și cum e vorba. Adică nu știu foarte multe despre aceste cărți. Le-am cumpărat că mi-a plăcut cum arată și cred eu că o să-mi placă. O să vedem, o să vă țin la curent, bineînțeles. O să încep mai întâi cu cărțile pe care le-am primit. A, da, și dacă vi se pare ceva ciudat la mine, mi-am schimbat culoarea de păr, nu cred că m-ați văzut niciodată așa, pentru că atunci când m-am apucat de YouTube acum vreo 3 ani, cu aproape 3 ani, eram deja vopsită și abia atunci începuse să mă joc cu vopseaua prin păr și acum am revenit la culoarea mea naturală de păr. O să încep cu două cărți primite la evenimentul făcut de Nemirea cu Regina Roșie acum ceva timp. Deci am primit două cărți. În primul rând că vă apreciez pe toate care ați venit. Nici nu aveți idee cât de mult înseamnă că ați venit și ne-am cunoscut și am stat și am vorbit ca niște prietene și am primit două cărți atât de drăguțe. Deci nici nu aveți idee că m-a apucat acolo plânsul. M-am bucurat atât de mult, dar chiar nu trebuia. Să știți că le apreciez foarte mult și mă bucur tare mult că le-am primit. Am primit Magonia pentru că primisem al doilea volum din această serie sau trilogie ce e. Mă rog. Primisem al doilea volum și eu nu aveam primul volum, așa că am primit primul volum. Am citit jumate, încă n-am terminat-o pentru că îi fac acel challenge cu Irina și mă chinui să termin cărțile alea, dar o să o reiau. Mi se pare interesant, este cu totul altceva față de ce am citit până acum. Și o carte micuță despre care nu știu nimic, încă nu am răsfoit-o, pentru că după ce a fost evenimentul am plecat, m-am întors de ceva timp acasă, dar n-am avut timp aproape deloc să bag nasul în cărți. În afară de cele pe care le-am cu Irina la challenge, e o carte în engleză și pare a fi foarte interesantă, mai ales că apare și un CD aici. Da, deci asta este cartea, se cheamă The Turn of the Screw de Henry James. Fetelor, vă mulțumesc din tot sufletul și nu trebuia să-mi aduceți nimic, dar apreciez și semnele de carte pe care mi le-ați adus, să știți că le folosesc. Și tot așa, cum m-am întors, am primit de la Leda, am primit această carte care se cheamă Opoziție, este volumul al 5-lea. Nici nu m-am uitat pe spatele cărții să văd despre ce vorba, pentru că fiind volumul 5 nu vreau să... Și este din seria Lux. Cred că asta este de Jennifer al Armentrout. Cred că este seria despre care vorbea Irina. Pentru că ea la challenge mi-a dat o carte scrisă tot de această autoare, dar este cu tot o altă serie. Cred că asta e seria la care se referea Irina. Și acum, paguba pe care am făcut-o pe Amazon. O să vă las linkurile în descriere ale acestor cărți. Le găsiți la noi pe Book Express. Eu le-am comandat de pe Amazon, dacă tot eram acolo, am zis că de ce să nu profit de ocazie să-mi iau niște cărți. Oricum, bagajul meu atârna. În ultimul hal am venit cu două bagaje de cază, pentru că altfel nu aveam nicio șansă să car toate cărțile astea. O să încep cu această carte. Dacă mi-ați urmărit live-ul, probabil știți că mi-am luat această carte. Este volumul al doilea din 3 coroane întunecate. Carte pe care o ador, 3 coroane întunecate, mi-a plăcut la nebunie și s-a terminat în așa hal încât efectiv nu mai am răbdare să aștept până apare în română. Așa că am luat volumul în engleză. Acesta se cheamă One Dark Throne, adică un tron întunecat, cred că așa o să-l traducă. Am luat acest volum din Regina Roșie. Mă rog, v-am zăpăcit. Am vorbit despre această carte de nenumărate ori. Da, și cum sunt un fan înfocat al seriei, da. Am vrut să iau această ediție de colecție, dar a fost cea mai mare țeapă posibilă, pentru că mi-a venit cartea varză, deci mi-a venit lovită la colțuri. În poză arăta roșu ăsta, arăta mult mai intens. Aici modelul ăsta era cumva relief așa cu argintiu, cu alte nebuni. În orice caz arată deplorabil. Poate este un volum eșuat, acesta pe care l-am primit eu nici n-am avut timp să-l trimit înapoi și să-l schimb. O mică țeapă, ce să mai... Așa, și acum cărțile pe care le-am cumpărat pentru că m-a atras coperta lor. Prima este Fangirl de Rainbow Rowell. Mi-aș fi luat cărțile astea, sincer vă zic, mi le-aș fi luat în hardcover, dar cred că mi-aș fi lăsat hainele acolo și n-aș mai fi plecat decât cu cărțile.
despre Fangirl am tot auzit. Am auzit că este o poveste din asta simpluță, de adolescenți, tare simpatică. Nu știu exact care e acțiunea cărții, nici n-am vrut să știu. Am zis că o să intru direct în pâine când o să mă apuc de ea. Pe urmă, o carte pe care am văzut-o, cred că la Zoela, nu mai știu exact despre ce era. A, da. Cartea asta era despre o fată, e despre o fată, care i-a murit iubitul și încearcă să-și facă un plan ca să revină la normal, adică să nu să iasă cumva din depresie. Uitați-vă un pic cum arată coperta acestei cărți, deci mi se pare absolut superbă și este The Start of Me and You de Emery Lord. Pe urmă, o carte tot așa pe care am văzut-o peste tot și n-am apucat să o iau de la noi, am văzut-o pe Amazon la un preț destul de bun și am luat-o. Este Everything Everything de, cum o cheamă asta, Nicola Iun. Cred că toată lumea știe despre ce e vorba în această carte, nu mai trebuie să explic. Cred că sunt printre puține persoane care n-a citit-o încă. Am înțeles că seamănă foarte mult cu Magonia sau, mă rog, tot pe acolo pe undeva, adică cu fata aceea care e alergică la orice sau nu mai știu exact. Și acum, ultimele două cărți. Surprinzător, mai sunt doar două cărți. Am luat-o pe acesta. Nu știam exact despre ce e vorba. Inițial o comandasem cu altă copertă pe Amazon, cu o copertă mult mai drăguță, dar a venit aceasta. Mă rog, este o poveste de Crăciun despre, mă rog, ceva, o poveste de dragoste cu o fată care a avut un an foarte greu și bunicul ei a suferit un infart și iubitul ei împreună cu cine asta, cu fratele ei, încearcă să-i facă Crăciunul mult mai frumos. Abia aștept să o citesc, mai este micuță, subțirică, o citesc imediat. Și ultima carte pe care am luat-o este aceasta, este Tanya's Christmas. Abia ce a apărut, a lansat-o acum o lună, dacă nu mă înșel. Am și celelalte două cărți ale ei. Îmi plac foarte mult cărțile ei, mi se par foarte, nu numai că utile, dar mi se par și așa, că nu știu, mă bine dispun. Când le citesc și mă uit la poze și așa, îmi dă o stare de bine. Asta este strict despre Crăciun, are un groază de chestii, de idei de cadouri, de idei de machiaj, idei de ținute, cum să organizezi o masă festivă, ce să pregătești. Vreau să fac un clip cu rețete, dar am nevoie de o bucătărie, pentru că la mine bucătărie nu se poate filma. E foarte mică și întunecată, n-aș avea cum să filmez, așa că să văd cum reușește și Irina să mă ajute sau nu știu, să văd ce bucătărie împrumut pentru câteva ore ca să filmez clipul respectiv. Și cam atât. Cam astea sunt cărțile pe care le-am cumpărat în ultimul timp sau le-am primit și sper să fie ultimele cărți pe care le cumpăr anul acesta. Sper să nu mănânce undeva să dau. Nu, trebuie să mă abțin. Am zis că păstrez banii pentru că, na, vine Crăciunul, să iau cadouri și așa mai departe. Ca asta pentru clipul de astăzi, voi ce cărți v-ați mai cumpărat în ultimul timp? Ce carte citiți acum sau ce cărți citiți acum? De ce nu? Că eu citesc 3. Nu uitați să dați un like dacă vă plac book haul-urile sau haul-urile în general. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Nu mai sfărâi! Nu uitați să mă căutați pe Facebook, Instagram și pe blog. În descriere aveți toate cărțile cu linkuri. Și cam atât pentru astăzi. Noi ne vedem data viitoare cu un clip nou. Vă pup! Pa!